fost declarată în anul 2000 de către Federația Internațională de Canotaj cea mai bună canotoare a secolului 20. Deține 5 medalii de aur la Jocurile Olimpice, 2 de argint, 1 de bronz. Este un nume de referință în sportul românesc și în același timp președinte al Clubului Sportiv Dinamo și al Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Sunt 35 de ani de când ați început să practicați canotajul. An de antrenamente, de competiții, de concursuri, de trofee câștigate, de medalii câștigate. Ani în care, pe lângă toate aceste recompense ale efortului depus în sport, ați adunat și foarte multe amintiri. Vă propun să răsfoim albumul dumneavoastră cu amintiri, uitându-ne la câteva fotografii făcute de-a lungul carierei sportive, în diverse momente, cu rugămintea de a ne împărtăși ce amintiri vă leagă de respectivele momente. De acord? Sigur că da. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine, că am destule amintiri adunate în 35 de ani de activitate. Sunt amintiri frumoase pe care le trăiesc în fiecare zi, doar dacă, nu știu, mă gândesc la o medalie, la o competiție, la un nume de oraș, să zic, prin care am trecut. Și cu siguranță că aceste amintiri sunt vii în memoria mea. La doar 4 ani după ce ați început să practicați canotajul, ați participat la olimpiadă, la prima olimpiadă, la Los Angeles. Avem fotografii de la sosirea delegației pe aeroport. Asta este una dintre ele. Aici este toată echipa, toată echipa, că dacă mă uit bine, văd numai echipa feminină, dar din acea echipă a României am avut și băieți care au ieșit și ei campioni olimpici, medaliați olimpici. Da, noi am căutat fotografiile cu dumneavoastră. Povestiți-ne cum a fost prima olimpiadă și prima medalie, că știi, cum a fost? Deci, a fost o olimpiadă, să zic, cea mai frumoasă pentru mine. Cea mai dragă mie a fost din cele 6 participări. A fost o olimpiadă care mi s-a lipit de suflet. Probabil că unde am fost și foarte tânără, eram cea mai tânără canotoare din toată echipa canotajului românesc. Veneam din alte, sau era altă perioadă pe care, față de perioada pe care o trăim, dar mi-aduc aminte, parcă a fost ieri. În primul rând, am fost singura țară participantă, singura țară comunistă participantă la acea ediție și am avut, așa să zic, o atenție deosebită noi, sportivii români acolo. N-am simțit că presiunea asta, că eram urmăriți, că stăteau pe noi la fiecare pas. Deci am avut și libertatea de mișcare, libertatea de exprimare, dar am fost răsfățați, să zic, la acea ediție. Nu mai spun că România a ocupat locul 2 la această ediție a Jocurilor Olimpice. Și cred că am învățat poporul american imnul României la acea ediție. A fost un sentiment foarte frumos pe care l-am trăit și pe care mi-aș dori să-l mai trăiesc, dar știu că nu se poate.
Asta se întâmpla în 84. 4 ani mai târziu, la Seul, avem fotografii și de la întoarcerea lotului olimpic în 88, de la Jocurile Olimpice de la Seul, sunteți alături de colegele dumneavoastră, da, canotoare. Sigur că da. Deci sunt alături aici de cărmăcița bărcii de patru vâsle, sunt alături de colega mea de barcă, Veronica Cochela, aici sunt alte trei colege care au tras în barca de 8+1, care a venit medaliat cu argint la ediția Jocurilor Olimpice de la Seul, și aici este o sportivă, Lucica Toader, care din nefericire nu mai este printre noi. Aici o poză cu un grup mai mare. Da, aici este o poza sosirii noastre la aeroport. Vedeți că suntem cu buchetele de flori în mână, cu medaliile la gât. Mă uit cât de tânără eram aici și nu... și nu îmi vine să cred. Și nu numai eu, dar toți cei care se regăsesc aici în poză au trecut ani peste noi și parcă au trecut prea repede. Dar costumația a fost foarte frumoasă, foarte elegantă, am arătat foarte bine. Și acea olimpiadă, chiar dacă n-a mai semănat cu Jocurile Olimpice din 84, și nu s-a ridicat la nivelul celei din 84, dar cu siguranță că amintirile sunt frumoase. O fotografie doar cu dumneavoastră, dar îmbrăcată cu totul altfel aici. Tot de la Seul. Da, de pentru ce? Că aveam ținuta oficială, ținuta de prezentare. Deci cu această ținută am plecat la Jocurile Olimpice și cu această ținută ne-am întors de la Jocurile Olimpice. Iar această ținută era ținuta de satul olimpic. Chiar dacă nu prea aveam timp să ne îmbrăcăm în ea, pentru că de dimineață și până seara eram la baza de antrenament, deci făceam cam o oră cu autocarul până la lac, făceam antrenamente dis de dimineață, făceam o pauză, ieșeam la al doilea antrenament. Deci ce vreți să vă spun? Că vă spun că chiar toate cele 3 săptămâni cât am stat acolo, nu pot să vă spun ce făceam zi de zi. Amintiri frumoase cu siguranță, că am țin minte ca și acum. Venise ziua plecării către țară să ne îmbarcăm, să mergem la aeroport, iar în ziua respectivă colegii de la box aveau finalele. Trebuia să-i așteptăm să revină, să se îmbrace, să-și ia geamantanul, să coboare și să mergem la aeroport. Ei de oboseală, de stres, dar și de bucurie în același timp, au urcat în camera unde stăteau, imediat au coborât și au zis: domnul general, noi nu mai avem nici bagaje, nu mai avem nimic în cameră și nici paturi nu mai sunt. Iar șeful delegației de atunci zice: măi băieți, eu cred că voi ați greșit etaj. În loc să apăsați butonul de la etajul unde stăteați, cred că v-ați dus un etaj mai sus, unde chiar nu sunt nici paturi, pentru că n-a stat nimeni niciodată. Da, bineînțeles că s-a rezolvat problema, dar... Întâmplări nostime, da. Jocurile Olimpice de la Barcelona, 92. Corect. Sunteți alături de? Sunt aici alături de colega mea de dublu, Veronica Cochela. Medaliate suntem în această probă cu argintul olimpic. Eu am ieșit campioană olimpică și în proba de simplu. Păcat că nu sunt color aceste poze, că
se vedea și ținuta noastră, care ce a fost extraordinar de frumoasă. Bineînțeles că ținuta noastră era alcătuită din cele trei culori care ale ne reprezintă. Ale drapelului. Sigur, da? Că da. Da, foarte, foarte frumoase și pozele și echipamentul nostru, da. Aici avem o fotografie în care sunteți chiar pe scara avionului la sosire de la Barcelona. Da, așa este, mă uit. Sunteți a doua. A doua, da. Prima cred că e tot Vera, Veronica Cochela, colega mea de barcă. Da. Frumoase imagini, frumoase amintiri. Și aici un grup lărgit al lotului olimpic. Da, deci este tot pe aeroport. Tot lotul olimpic de canotaj, participant la Jocurile Olimpice. Și aici mă uit și văd colegii mei care au alături și familiile, copiii. Este și băiatul dumneavoastră acolo? Nu. A venit mai târziu. Mai târziu de Jocurile Olimpice de la Barcelona. Mai avem două fotografii, tot din 92. După ce v-ați întors de la Barcelona, a fost o seară specială, o seară festivă. Aici sunteți dumneavoastră. Iar aici este un lot mai mare, îl văd și pe Leonardo Roftei. Sunteți și alături de una dintre colege. Spuneți-ne despre ce a fost vorba. Deci am avut o întâlnire toți medaliații olimpici la... Deci unde este Federația Română de Atletism acum, Fundația Olimpică Română, unde Comitetul Olimpic și Ministerul Tineretului și Sportului au dat o masă în cinstea noastră. O recepție. O recepție, o întâlnire, să zic așa, de suflet. Sunteți foarte eleganți, asta văd. Cu familiile, cu prietenii. A fost așa o socializare într-un grup mai mare. Cine a mai fost aici? Sunt primii sportivi ai anului, Lavinia Milošević, Mitică Popescu, Gică Popescu, Grigoraș de la Lupte, săritoarea în înălțime care e stabilită în Germania. Astafei, Galina Astafei. Că așa m-ați luat prin surprindere. Petre Cărare. Da. Au trecut mult ani peste noi. Trecem la anul 96. După întoarcerea de la Atlanta, ați fost primiți la Palatul Cotroceni. Este tot lotul acolo. Da, tot lotul este aici, cu antrenorii mei de atunci, cu colegele mele din barcă, barca medaliată cu aur, colegele din dublu categorie ușoară, domnul Boicu, antrenorul, domnul David, domnul președinte Iliescu. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Fotografia de la întoarcerea din 2004 de la Atena, mie îmi place foarte mult. Toate aveați pe cap cunună de lauri. Aici deja apăruse Dragoș,
În 2004-97 începea școala în acel an. Avea aproape 7 anișori. Deci aici e Papuc, Florea, cele două sportive, colege din barca de 8+1, la această olimpiadă au avut jumătatea vârstei mele. Și Constanța Burcică, care este medaliată cu aur la Atena, în proba de dublu categorie ușoară și care mi-a fost colegă de cameră mulți, mulți, mulți ani. Următoarea poză se leagă de olimpiada din China. Sunteți alături de Laura Badea, este la Casa Română, din Ambasada României, da, da, din Beijing. Cu Violeta Beclea-Secheli, Laura Badea și Bitang. Mariana Bitang. Da. Aici am avut invitație din partea președinției României și am mers în delegația oficială cu domnul președinte Băsescu la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing și normal că am făcut o vizită și la Casa Olimpică. Să fim alături de sportivi. Foarte frumoasă poza și foarte frumoase amintiri. Și în defilarea de la Londra, chiar la deschiderea Jocurilor Olimpice, sunteți aici, alături de Dragoș Stoienescu, portarul naționalei de polo, care este în prim plan, membrii COSR, da, foarte frumos. Sunteți alături de Lia Manoliu, sportiva cu cele mai multe prezențe la olimpiad. Cum vă simțiți în această asociere cu Lia Manoliu? Mă simt foarte bine. Am cunoscut-o pe doamna Lia și pot să spun că revenirea mea pentru Jocurile Olimpice din 96, Atlanta, îi se datorează. Eu, înainte de Jocurile Olimpice, cu un an după campionatele mondiale, am simțit nevoia să fac o pauză. După atâția ani de cantonament și să vezi în fiecare zi aceleași fețe, aceiași, nu știu, mâncare, aceeași casă, aceeași cameră, am simțit nevoia să fac și altceva. Și atunci am făcut o pauză, dar n-am stat. M-am dus la serviciu. Eram sportiva clubului Dinamo, dar am zis vreau să trec și eu un profesional, să văd și eu ce înseamnă munca de polițist. Și am lucrat la Poliția Capitalei. Și atât de mult mi-a plăcut, încât n-am mai vrut să mai revin în sportul de performanță. Și doamna Lia m-a chemat, era președintele Comitetului Olimpic Român, m-a chemat la dumneai și a zis, Uța, nu se poate. Cum? Ai toată viața înainte să lucrezi, dar tu ești un om de bază, noi ne bazăm pe tine și tu trebuie să faci. Zic, doamna Lia, eu aș veni, dar nu mă lasă șeful. Cine e șeful tău, Uța, te rog frumos, uite, vin eu să vorbesc cu el, n-are cum să nu te lase. Bineînțeles că nu era adevărat, nu se punea problema ca să nu mă lase, dar eu încercam să găsesc o portiță ca să nu mai revin. Și nu s-a lăsat, a venit, eu mi-am anunțat șeful, a zis, nu se poate, cum să vină doamna Lia, mergem noi la dumneai, ne-am dus acolo. Domnul Popa, chestorul Popa Vasile, era adjunctul Poliției Capitale și a zis, nu se poate, are tot sprijinul meu, al nostru, o susținem. Păi cum? De lucrat, o să aibă timp, când se retrage, o să muncească toată viața. Dar aici, dacă e nevoie, cum să nu? Noi o susținem și cu dragă inimă. Și m-a convins. N-am mai avut ce să fac și a trebuit să revin. Și am revenit, am ieșit campioană olimpică. Bineînțeles că în toată cariera mea am avut și eu momente să mă retrag, momente de nemulțumire, dar tot timpul a venit la noi la
Snagov. Tot timpul s-a interesat ce facem, cum e masa, cum e antrenamentul, ce nevoie avem, ce durere avem, cu ce poate să ne ajute. Deci a fost un om extraordinar. Apropo de retragere, dumneavoastră sunteți cel mai bun exemplu că la vârsta la care alții se gândesc la retragere, dumneavoastră ați câștigat aur olimpic, nu? La 39 de ani. Da, dacă stau bine și mă gândesc, mai aveam 2 luni și făceam 40. Da, e frumos să spui 39 de ani. Era aproape 40. Da, am demonstrat că în sport nu există limite sau vârsta nu are nicio legătură cu performanța, dacă într-adevăr organismul te ajută și sănătatea este de partea ta și dacă ai dorință și ambiție să reușești să faci ceva, cu siguranță că performanța nu are cum să nu apară. Iar eu sunt singura canotoare care m-am retras de 3 ori și de 3 ori am revenit. Deci, și vă spun din propria mea experiență că revenirea este mult, mult mai greoaie decât atunci când te apuci de sport. Și când ai continuitate. Da. Avem câteva fotografii de la diverse evenimente la care ați participat. Stați să mă gândesc, sau, să mă uit la poză și vă spun. De la antrenamente, la zilele canotajului, în diverse ani. Da. Deci aici mă uit că sunt un pic plinuță și e clar că nu eram într-o competiție oficială, dar s-a organizat și aveam și inele pe mână, deci e clar că era o cursă foarte scurtă. La zilele canotajului, când le organizăm, ne mai urcăm în barcă fostele sportive cu actualele sportive, încercăm să îmbinăm așa utilul cu plăcutul și să le dăm așa un imbold generației tinere să uite la noi, să facă ceea ce am făcut noi și să ajungă unde am ajuns noi. Asta este din 2005, când Federația Română de Canotaj a împlinit 80 de ani de existență. Da, așa este. După echipament, clar, nu sunt într-o competiție oficială, dar neoficial, când, exact cum spuneam mai devreme, organizăm tot felul de întâlniri și ne bucurăm unii de alții, pentru că este foarte frumos. Sunt foarte frumoase aceste întâlniri când ne împărtășim tot așa. cu colegele la zilele canotajului românesc. Tot așa. Este pe Herăstrău. Da, este pe Herăstrău, tot la ziua canotajului. Vedeți că toate avem gabaritul puțin depășit. Se vede că ne-am retras de ceva timp, dar important e că avem voință și ambiție să mai urcăm în barcă și să mai simțim, cum ne spuneau antrenorii noștri de-a lungul timpului, să simțiți barca sub voi. În 2004 ați fost înaintată la gradul de chestor de poliție. Avem 2 fotografii cu dumneavoastră în ipostaza aceasta, în uniformă. Asta este făcută, cred, aici, după tabloul din spate, chiar da, aici, în sala trofeelor. Da, cu siguranță că este făcută aici, chiar la inaugurarea acestui muzeu al sportului dinamovist, cum l-am numit noi. Da, deci gradul de chestor l-am obținut în 2004, pe 1 decembrie, și vreau să vă spun că acest grad pe care l-am obținut m-a făcut să revin pentru Jocurile Olimpice din 2004, să ies campioană olimpică, pentru că eu, sportiva clubului, am fost din 1986 până m-am retras din activitate. Am luat-o grad cu grad și normal că gradele au venit conform, sau să zic, odată cu
performanța mea. Și știam că dacă vreau să obțin acest grad, trebuia să am o performanță ieșită din comun. Și asta a fost și motivația mea de a reveni în pregătire, pentru că deja aveam la Jocurile Olimpice anterioare toate medaliile, știam ce se întâmplă, cum arată un sat olimpic, cum se socializează sportivii. Deci nu mai era nimic nou pentru mine și atunci trebuia să am altceva care să mă facă să plec de acasă și să revin înapoi în barcă. Aici sunteți tot în uniformă și chiar în acțiune. Pe stradă împărțeați fluturașe populației. Era ziua de luptă împotriva drogurilor. Da, Agenția Națională Antidrog normal particip la tot felul de astfel de evenimente, pentru că e normal populația să fie conștientizată că drogurile, mai ales tinerii, să vadă că sunt atâtea lucruri frumoase pe care ei le pot face și că odată ce ajung să devină dependenți sau numai să se gândească să le folosească, viața lor este ratată. Și e păcat că viața e scurtă, e frumoasă și merită trăită altfel decât folosind aceste substanțe interzise. Da. Din 2009 sunteți președinte al Federației Române de Canotaj, dar și președinte al Clubului Sportiv Dinamo București. Și în 2013 ați fost aleasă și vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român. Care dintre aceste funcții este mai greu de dus? Da, funcția de președinte al Clubului Dinamo a venit, sau să zic, funcția de președinte al Federației Române de Canotaj a venit la 2 săptămâni după ce am fost numită președinte al Clubului Sportiv Dinamo. În 2013, așa cum ați spus, vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român, și n-aș putea să spun că una este mai ușoară decât cealaltă. Toate sunt grele, pentru că dacă te dedici și vrei să faci ceva, îți consumă și timp și energie. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă, că de muncă nu fug, pentru că sportul m-a ajutat să am parte de această rezistență fizică și psihică și să le pot duce așa în grup și să le duc așa cum îmi doresc eu. Avem o fotografie cu dumneavoastră și cu lotul de tineri canotori. Sprijiniți tinerii în competiții. Da, așa este. Păi dacă nu sprijinim tinerii, n-avem viitor. Și noi am fost sprijiniți la rândul nostru, așa că și ei au nevoie de sprijin. Avem generații de copii buni, dar tot ceea ce se întâmplă în jurul lor le distrage atenția, pentru că sunt multe lucruri, din punctul lor de vedere, mult mai interesante decât sportul și meseria asta de a fi campion. Dar obligația noastră este să-i responsabilizăm și să-i facem să realizeze că a fi campion nu poți să compari cu nimic, dar că trebuie să te dăruiești, trebuie să muncești, trebuie să sacrifici ceea ce ei sunt dispuși să sacrifice foarte, foarte puțin la ora actuală. Dar asta e menirea noastră. Avem o fotografie în care se vede că foarte mulți sportivi au fost alături atunci când ați organizat crossul MAI. Nu contează că erau atleți, că erau scrimeri, uite, Laura Badea, Nicu Vlad Halterofil, toți au răspuns la chemarea dumneavoastră și au participat la crossul MAI. Sunteți buni prieteni între dumneavoastră, așa este? Da, deci lumea
sportului este mare, dar foarte mică în același timp. Și noi chiar reușim în momentele astea de nevoile fiecăruia să fim alături, să ne sprijinim. Și nu contează că ești canotor, halterofil, scrimior, gimnast, luptător, care are nevoie, sună și foarte rar să zic nu au răspuns. Deci foarte rar. Doar cine știe, să fie plecați din țară sau să nu se afle în București și nu numai. Și în afara Bucureștiului, dacă sunt evenimente și trebuie să participăm, ne adunăm și ne susținem unii pe alții, că asta vedem noi în sport. Că nu poți să fii campion sau nu poți să reușești de unul singur dacă n-ai și o echipă în spate care să te susțină și care să te și împingă către marea performanță. Aici îl văd și pe domnul general Berechet, pe Huidu. Deci vedeți prietenia între artiștii, sportivi, este mare. Tocmai din acest motiv am pregătit și un set de fotografii în care apăreți alături de alți sportivi. Și v-aș ruga să ne spuneți ce anume vă leagă de fiecare în parte. Aici sunteți alături de Dorin, Leonardo Roftei. În primul rând ne leagă prietenia asta pe care noi o facem la Jocurile Olimpice. Că fiecare disciplină, normal, se află în cantonament, în cu totul alt loc. Dar Olimpiada ne adună pe toți la un loc. Și normal, 3 săptămâni, când te vezi în fiecare zi, fie la masă, fie seara la relaxare, fie la magazin în satul olimpic, fie, nu știu, la refacere, deci în zona satului olimpic. Ne bucurăm pe rând, că așa cum intrăm în competiție pe rând, așa ne bucurăm pe rând de succesul fiecăruia dintre noi pe care, nu știu, îl realizăm după ce trecem sau când suntem pe podiumul olimpic. Și atunci, normal că se leagă și aceste prietenii, prietenii care dăinuiesc în timp, da. Pentru că nu știu, un sportiv participă o dată la o ediție, la două, la trei și atunci te vezi... La șase, sigur că da. Și astea sunt prieteniile care se leagă între noi. După care acum colaborăm pentru că, ca și președinte de club și moșu ca președinte al Federației Române de Box, n-avem cum să nu ne să nu intersectați drumurile noastre, da, să se intersecteze. Aici cu Andreea Răducan și cu Octavian Belu. Canotajul are așa o legătură aparte, să zic, cu gimnastica, pentru că la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice noi stăm în aceeași vilă. Avem cam același program de antrenamente, de culcare, de relaxare, de odihnă, de după masă. Și atunci, repet, stăm 3 săptămâni acolo zi de zi. Normal că se leagă prietenii și chiar cu Andreea, cu domnul Belu, cu doamna Bitang am o legătură specială creată, nu o prietenie legată în 6 ediții a Jocurilor Olimpice, care este nu numai acolo, ci și în afara satului olimpic sau a cantonamentelor. Sau... Na, deci este o legătură specială. Iar sunt niște oameni deosebiți care... ești onorat că i-ai prieteni. Un alt om al apelor, ca și dumneavoastră, Ivan Pațaichin. Nu mai zic, de Ivan atâtea
lucruri mă leagă. Asta este la aniversarea de 60 de ani, gala Ivan Pațaichin. Deci eu eram la început de drum în performanță, iar Ivan era la apusul carierei. Prima mea întâlnire cu Ivan a fost la Jocurile Preolimpice din 1983. Mă uitam la el ca la un zeu. Nu îndrăzneam nici gura să o deschid, dar așa cum l-am cunoscut pe Ivan atunci, așa este Ivan în zilele noastre. Un om deosebit, de o modestie rară întâlnită, un caracter extraordinar și un prieten pe care te poți baza oricând. Tot cu Andreea. Andreiuța, da, cum îmi place mie să-i spun. Andreiuța. Andreea Răducan. Da. Nu mai cuvinte de laudă. Andreea este o fată extraordinară și aici se vede legătura de, da, de prietenie între mine și Andreea. Da. Este o fată cu niște calități deosebite și un bun simț și... Prieten și în lumea fotbalului. Gică Hagi, Gică Popescu. Așa este. Deci oameni deosebiți. Și Gică, un băiat de excepție ca și Gică Popescu, pot să-i pun așa pe același podium cu Ivan, caractere deosebite. Deci nu mai e cuvinte de laudă. Oricând ai nevoie, îi suni, nu se pune problema. Nu ți răspund la telefon sau dacă nu pot, atunci nu te mai sun niciodată. Nu există. Deci, sportivi, oameni cu un caracter deosebit. Cu două doamne din lumea atletismului, una o adevărată legendă, Iolanda Balaș-Sătăr și Gabi Sabo. Da, noi asta, poza asta știu unde este făcută. Nu știți, dar eu vă spun unde este făcută poza asta. Asta așteptăm să ne spuneți. Este făcută anul... Nu anul trecut, acum 2 ani de zile, deci 2013, am avut ședința Comitetului Executiv al COSR. S-a întâmplat să fie ziua mea în acea zi și mi-au adus acea, da, nu-i buchet, că este o floare, da, foarte frumoasă. Și la fel pot să spun. Ce spun de Andreea, același lucru pot să spun de Gabi. Nu mai zic de doamna Iolanda. Să-i dea Dumnezeu sănătate multă și să fie mulți, mulți ani alături de noi. Noi facem parte și din Fundația Casa Campionilor. Ne vedem, să zic, mai des, nu numai la evenimentele care... se organizează de către, nu știu, Comitetul Olimpic MTS, ci avem întâlniri prietenești și cu Fundația Casa Campionilor. Sunt două doamne deosebite, nici nu se putea altfel, având în vedere performanța lor. Știu că performanța nu se face ușor și că ai nevoie de sprijin și noi chiar ne putem sprijini unii pe alții. De foarte multe ori am observat că sportivii se implică în activități sociale, civice, umanitare. Aici sunteți alături de colegele canotoare într-o acțiune civică. N-am văzut poza, mă uit acum și vă spun. Deci poza asta este făcută la Timișoara. Deci la Timișoara, unde am pedalat prin oraș pentru mișcare, pentru sănătate, pentru
mersul cu bicicleta. Să lăsăm mașinile cât mai mult acasă și să ne mai gândim și la noi. Că mersul pe bicicletă te ajută foarte mult să te menții sănătos. Și asta am făcut și noi, o campanie de promovare a mersului pe bicicletă în beneficiul sănătății. Ce sfat ați da unui tânăr sportiv aflat la început de drum, dumneavoastră vintuplă campioană olimpică? Numai sfaturi bune. Un copil care ajunge în grădina performanței să realizeze că performanța nu vine foarte repede și că pentru a ajunge să faci marea performanță trebuie să sacrifici. Să te sacrifici, să renunți la multe, la toate ispitele astea care te înconjoară și să te axezi numai pe acest lucru. Că performanța este atât de frumoasă, dar cere sacrificii, cere dăruire, să-și asculte antrenorii, pentru că ei sunt cei care știu cel mai bine ce este pentru ei, să ne asculte și pe noi cei care am ajuns să facem, să realizăm marea performanță, să ne întrebe dacă nu știu ce trebuie, cât trebuie să se sacrifice, că noi știm să le spunem, să le îndrumăm pașii către marea performanță și să ne creadă că performanța este atât de frumoasă și că cea mai frumoasă performanță și cea mai, nu știu, mare împlinire o trăiești acolo când ești sus pe cel mai înalt, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la competiția supremă care se numește Jocurile Olimpice. Vă mulțumesc din suflet că v-ați găsit vreme să stați de vorbă cu noi. Acest set de fotografii vi le oferim. Oh, mulțumesc frumos! Și pentru chiar că mi-ați făcut o surpriză! Pentru că în octombrie este ziua dumneavoastră, vă oferim niște flori și vă spunem dinainte la mulți ani să fiți sănătoasă și să aveți succes în tot ceea ce faceți. Eu vă mulțumesc frumos! Același lucru vă doresc, să fiți sănătoși și să fiți alături de sportivii noștri și când le este bine și când le este rău. Vă mulțumesc mult de tot și mult succes! Mulțumim și noi!